În calitate de participanți, ne-am propus să avem prezenți persoane invitate, reprezentați din domeniul medical, membri ai grupului, membri ai organizației neguvernamentale, conducători ai instituțiilor și reprezentanții autorităților publice locale. Am făcut o încercare să invităm experți externi cu păreri de rău. Mă refer la cadre didactici de la Universitatea Pestimițeană. Păreri de rău nu a ieșuat, nu am primit niciun răspuns pozitiv. Și o să încercăm noi să dezbatem această temă care de vreme s-a întârziat sau care are tangență fiecare din noi, fie tânăr, bătrân, copil sau alt stabil. Fiecare din dumneavoastră sper ați primit agenda evenimentului. Noi ne planificăm întâlnirea noastră să dureze o oră jumate. Acum, la moment, suntem în întârziere cu 15 minute. În schimb, o să aibă posibilitatea fiecare să-și spună părere referitor la calitatea serviciilor medicale. Și mai important este să se înainteze propuneri care ulterior, fiind documentate în procesul verbal, să fie înaintate factorilor de decizie pentru a îmbunătăți unele situații care acum, la moment, deranjează, spre binele nostru tuturor, atât a, spunem, beneficiarilor, cât și a specialiștilor, administratorilor din domeniu. Pentru început, o să încerc să argumentez de ce dezbatere publică, deoarece sunt diferite forme. Este audiența, este masa rotundă, sunt articole la ziar, reportaje, cum acum se spune, news break, da, care șochează toată lumea și pe două zile numai despre asta se vorbește. Noi am ales un format care îi spunem dezbatere publică. Deci este o metodă democratică în cadrul căreia se expun păreri divergente la o temă, în cazul de față medicală, și fiecare din părți încearcă să vină cu argumente, să-i convingă pe ceilalți, eventual să facă niște schimbări, sau cei care țin de părerea că situația ar trebui să vină, să rămână pe loc, să vină cu niște argumente care ar puncta niște situații, eventual, care nu sunt cunoscute sau care trebuie știu. Iată de ce dezbatere publică, deoarece această metodă presupune aplanarea conflictelor, fie ele și minore, aplanarea unor situații neplăcute care ar putea să răbufnească într-un cadru neașteptat, de aceea noi ne-am propus să o dezbatem astăzi. De la bun început vreau să spunem că însăși formatul de dezbatere publică nu presupune luare de decizii. Deci noi astăzi nu o să votăm. De aceea când o să venim cu opinii, argumente, să știți că să vă axați pe aceea că eventual să convingeți oponentul de ceea ce dumneavoastră vreți să afirmați sau cred, spuneți-i să rog, ia-ți un pic de la jos. Este o regulă care spune atacăm ideea și nu persoana. Adică ne axăm pe acea idee lansată, vedem contextul, încercăm să identificăm soluții, argumentăm soluția, venim eventual cu cifre sau cu alte argumente care credeți că ar putea să convingă partea opusă. Iată, cam atât la partea de început, dacă sunt întrebări pe agenda. Da, este cazul să prezint persoanele invitate, deci mie îmi spune Constantin 1,
1, sunt moderator a evenimentului. Din câte eu cunosc, este doamna vicepreședinte, doamna Nina Florea, da? Îmi cer scuze dacă ceva greșești, și domnul Palii Vecislav, șeful spitalului Raiona, da? Da. Și doamna Sfântul Năzăreță, îmi cer scuze, să vă uite toate regulile. Da, viceprimarul orașului Șoptelești. Deci, poftim, deci pe partea de organizare și agenda, dacă sunt păreri. Nu sunt. Dacă nu, atunci, pas cu pas, o să trecem la, să parcurgem agenda și ofer cuvântul pentru o informație generală despre situația, să spunem, subiectivă, că orice părere este subiectivă, despre situația în domeniul medical, expusă de către doamna Galina Bacnaru, voluntar la Asociația Obstească Viitor. Poftim, doamna Galina. Eu mi-am făcut așa un discurs, nu o să vă scriu ceva nou, adică niște lucruri care le cunoaștem cu toții. Ce este programarea? Programarea este dirijarea fluxului de pacienți, ambulatoriu sau staționar, care coordonează graficul de lucru al medicului. Cu ce scop se face programarea? Obiectivul cheie al programării este de a-l ajuta pe pacient să-și rezolve cât mai rapid și calitativ problemele de sănătate și de a ușura munca medicilor. Dacă să comparăm perioada când nu aveam idee de programare, era totul mai simplu. Ne prezentam la ușa medicului ocupând rând în ordinea prezentării și mai apoi, dacă reușeam într-o zi cu puțini pacienți, medicul ne primea, dar dacă nu, vineam chiar și a doua zi. Până la programare, dacă să spunem cu adevărat, era un adevărat haos la ușa medicului, căci toți se grăbeau să treacă printre primii, motivind diverse cauze obiective și subiective. Astăzi avem ceva schimbări spre bine. Bolnavul se prezintă la medic după program, însă trebuie de spus că, după părerea mai multor pacienți, nu se respectă orariile de sunt anumite abate, deseori cu întârziere. În raion avem 6 oficii a medicilor de familie. În total, pe raion avem 21.193 pacienți la evidență, dintre care 1.399 sunt copii. Conform datelor statistici, pe anul 2017 avem 101.034 de vizite pe raion, ceea ce constituie 2,4 vizite pe an a persoanelor asigurate, 3,8 vizite pe an a persoanelor la evidență. Durata medie de viață a pacienților în 2017 este 67,7, dintre care la femei 70,3 și la bărbați 65,8. Cu problemele aparatului digestiv avem pacienți 4.269, problemele cardiovasculare 7.087, ce constituie 33,4. Problemele aparatului respirator 904 pacienți, ce constituie 4,2. În sistemul endocrinologic 1.727 pacienți, ce constituie 8,1. Problemele psihice 1.772, ce constituie 8,4. Cu problemele aparatului urogenital 1.813 pacienți, ce constituie 8,6%. Dacă să vorbim de lipsa de cadre, în raion avem nevoie de 4 medici de familie. În oficiile medicilor de familie din Zagorna, Cogâlea, avem nevoie de o unitate și în satele Salcia, Șăstaci, Grigeni și Șipca, câte jumate de unitate. În centru de sănătate Șoldănești este nevoie de un medic psihiatru, o unitate, la fel de medic farmacist, o unitate și 2 unități de asistente medicale. Care sunt totuși beneficiile programării? În primul rând, se ușurează munca medicului, având în față lista pacienților, rândurile sunt micșorate, sau micșorate, adică comparativ, dar nu definitiv. Mulți pacienți au vizite repetate, buletini, scăleturi,
diverse formalități care nu necesită anume ca să fim programați. Unii greșesc pacientul. Pacientul greșește atunci când se adresează foarte târziu la medic, la medicul de familie și boala se agravează. Are dureri acute și deseori se încalcă regimul de programare, care este deja planificat. Știm cu toți că zile sunt planificate un anumit număr, 16, 18, depinde, 20, dar după părerile pacienților, mulți bolnavi nici nu doresc să-și facă investigațiile necesare din cauza situației financiare precare. Ce se întâmplă când vinim la medic? Se deservesc în primul rând persoanele urgente, apoi cele cu vizite repetate și apoi persoanele programate. Aș vrea aici să descriu un caz, adică la o doamnă care mi-a spus, bolnavă e fost ieri, de 70 de ani, mi-a spus că la programarea la medicul de familie a durat 2 săptămâni. După care mai a așteptat 2 săptămâni la medicul specialist. Ca până la urmă, după o lună de așteptare, trebuie să facă investigațiile necesare. Nu e prea lungă această cale. Adică de aceste exemple noi avem destule. De la așa ce ne așteptăm noi de la așa zisa programare? Ca să folosim rațional timpul. Medicul să acorde cât mai multă atenție bolnavului. Dar noi când venim la medic, ce se întâmplă? De multe ori medicul nu are când să vorbească cu noi, pentru că el scrie, după cum vedeți, scrie formalitățile Ministerului Sănătății, le impune ca medicii trebuie să scrie în fișele medicale tot ce se referă la bolnav. Dar, în schimb, el cu bolnav nu prea are timp să vorbească, să-l... Și aici se primește așa o... De locul cu Europa. Majoritatea timpului rezervat, de exemplu, prima dată când ne ducem la medic, e 20 de minute. Dacă avem vizită repetată, 15 minute. Ceea ce majoritatea timpului medicului e nevoit ca să-l scrie. Nu bolnavului. În ce privește programarea la staționare, este un registru special unde bolnavii sunt înregistrați și li se comunică numărul de înregistrare și data când trebuie să se prezinte. După cum am mai menționat pacienții, și aici se fac unele abateri din program, reieșând din situațiile create. Dacă, de exemplu, mi-a povestit doamna Lupan în caz, că pacientul a venit la spital cu un infarct după moartea ficiorului, desigur că el nu se discută că el trebuie să fie primit, are prioritate. Da. Un alt exemplu, mă rog, alții spun că șoldănești medicii nu se prea duc acasă, nu fac vizite la domiciliu. Dar nu vin de fiam. Și tot avem o doamnă care mi-a spus că, într-adevăr, e țintuită la 4 luni, că medicul nu a vizitat-o niciodată. Și deci aceste cazuri, adică sunt mai multe în orășe. Dar totodată trebuie să nu dăm vina numai pe medici, dar să spunem că însăși cultura sănătății lasă de dorit în raion. Adică noi, la noi nu e cultura asta a sănătății de a ne controla ca să ne doară. Noi plecăm la medic numai atunci când avem dureri acute. Dar așa, ca să avem o cultură, de exemplu, că odată în an eu plec la medic ca să-mi fac investigații, să văd analizele de sânge, să binevol, rar care fac așa ceva. Nu de mult în Republică e lansată campania O Doctor pentru Tine. Echipa de medici care din Republică merg prin localitățile din țară și vor face examene gratuite la persoanele din etate. Și noi cei de la Șoldănești, adică îi așteptăm cu drag să vină și la noi, pentru că, într-adevăr, bătrânei au necesitatea de a face aceste vizite gratuite și ne-am bucurat că ei se poposească la noi Șoldănești. Referitor la tema asta, adică noi parcursul o să mai discutăm, dar eu am expus așa succint, ca în linii generale. Bine, mulțumim. Deci, echipa, comitetul de organizare care a pregătit acest eveniment, a inclus în materialele informative și un mic fictiv, da, sondaj organizat în rândul populației pe care vă propunem să o vizionați. În ultimii ani, în domeniul ocrotirii sănătății din Moldova, au fost implementate mai multe reforme. Se pare că statul a stabilit sănătatea populației ca fiind principala prioritate. Una din recentele modificări în sistemul ocrotirii sănătății sunt programările la medic.
Metoda de programare pare a fi eficientă pentru pacienți. Vizitezi medicul la ora stabilită în prealabil. Chiar și analizele pot fi colectate în zilele fixate din timp. Unii susțin că această procedură a ameliorat situația și lumea nu se mai îmbolzește la ușile medicilor de familie, pierzând zile în șir vizitând centrul raional. Cetățenii totuși insistă că a fost scăpat un detaliu. Boala nu vine ca fiind programată. Acesta este și motivul indignării unor pacienți care, deși sunt la evidență cu diverse patologii, sunt nevoiți să meargă la medicul de familie, să se programeze la medicul curant, ca mai apoi să dea un șir de analize. În final, omul obține programare la specialistul respectiv peste o lună, ca peste o altă lună să-l ajungă rândul să fie internat în spital. Ce cred locuitorii raionului Șoldănești despre programările la medic aflăm dintr-un vox pop realizat de Tatiana Vrăjitoru și Victor Sofroni. Cum apreciați dumneavoastră programarea la medic și procedura de a nimeri în staționar? Nu, cum, eu nu frecventez așa tare spitalul, dar pare că e normal, eu știu. Deci, e bine, e că e programată, e intrat fără rând. Știi că ești programată. Și atunci, dacă medicul v-ar spune că în staționar puteți să mergeți peste o lună, cum considerați, este corect? E, atunci ședeam, nu? De ce? E, când dacă ești gravată boala, cum? Așteaptă atunci când o lună de zile să te tratezi? Nu, e normal. Cum apreciați chestia asta cu programarea la medic? Este bine? Da! Pe o parte e bine, pe o parte nu e bine. Da, de ce? Da, păi, când vrei atunci vii, dacă programarea, când te programează. Eu, de o pildă, nu prea îmblă la mie de cază cu programare, dar așa nu. Și dacă ar fi cazul ca să mergeți în staționar și acolo iarăși este o procedură, tot așa, da. Se programează peste o săptămână, două săptămâni, da. Dumneavoastră, vedeți, este nu, bine? Nu. Nu e bine? Nu e bine, dar cu programare și poate amuia ai nevoie de staționarul ăsta ori de, da, peste două săptămâni, trei. Adică ne ducem la ordine, stăm în rând, ne luăm talonașul și ne ducem la medic. Nu-i, adică, îmbulzală, nu-i, e regulat, e normal, nu știu. Eu vă spun drept, că acum mă duc chiar, că-s programat de vineri. Și credeți că e bine? Eu nu știu cum să spun. Dacă nu-i programat, trebuie să plătești. Dar dacă ești programat, zici că nu plătim. Ia că acum. Și dacă ar fi vorba de staționar, să vă internezi acolo, iarăși este așa o procedură, poți să fii programat și peste o lună. Cum vedeți? Este bine? După cum e starea pacientului, eu știu. El, dacă e bolnav, cum să șadă peste o lună? El trebuie și să-l interneze mai repede, când ies, eu, și fără rând să treacă, să-l de vis care mi-e bolnav. Eu mă duc să mă controlez așa că să, pentru mine. Și m-am pus că am avut timp la, așa cum e, că mi-a dat pe ziua de azi, mă duc să trec. Înainte, nu știu cum, vineai, te dușeai, te prinie și nu mai era programarea asta, dar muia, cred dacă așa trebuie. Sunt așa o foaie întreagă de oameni înaintea mie, cum eu să mă duc înaintea lor? Tot trebuie să aștept și eu rând. Să ajungi la medicul de care ai nevoie, trebuie să te programezi. Da. Este bine? Nu prea. Dar de ce? De cu omul că ne-i treaba de zis lucru. Și cum vă pare? E bine că trebuie ca să mergești la medic? E bine că trebuie de programat. Nu stăm așa mult în rând și mai repede trecem. Când v-ați programat? Când stăți, dar m-am uitat, da. Săptămâna trecută? Săptămâna trecută am fost programat, da. V-au programat pentru astăzi? Programat pentru astăzi și am fost și am luat analiză și am spus liberă și pot pleca. După rezultat, mi-a spus pe ce dată să venim. Dumneavoastră, înțeleg că nu sunteți într-o stare gravă și adică ați putut aștepta o săptămână ca să veniți să dați analiza, dar credeți pentru o persoană gravă? Dacă se întâmplă persoană gravă, îi programează mai degrabă. Mai degrabă programează. În staționar, cum să vă spun, dacă ceva grav, chiarăm salvarea și ne aduc salvarea. Dacă se programare, merge programare. Dacă te duci, te programezi tot mai ușor și mai gini. Da, într-un caz grav? E la urgență, nici într-un caz. Văd că lumea care se duce, care e bolnav mai tare, intră fără. Fără programare? Fără programare, da. E ca nu-i gine. Da, de ce? De atâta, pentru că te duci și te programează la
la o lună. Dar omul dacă e bolnav, până la o lună el poate să moară și peste o lună să-i facă de 40 de zile. Ia că asta e și mai a mea idee. De o femeie de 72 de ani la 1 septembrie. Și mă dă prostie, că mă duc ca muia să dau o analiză de ud și mă duc la secția de primire să-mi fac. Să mă interneze, da. Când v-au programat ca să mă interneze? Eu m-am dus că nu e tare, nu e rău. Și eu mai cu lăcrimi în ochi am spus cuvintele care le-am spus înainte. Că eu pot să mor până la programarea și ei care să mă programeze. Și cu lăcrimile, ajutorul lăcrimilor mele, m-am programat pe astăzi să mă duc să mă internez în spital. Deci, conform agendei, acum o să oferim cuvântul doamnei Lilia Melegeno. Dumnezeu o să-și expună opinia vis-a-vis de situația constatată și o să vină cu niște propuneri care ar depăși această situație. Acele propuneri care eventual o să fie luate spre executare sau spre realizare de către factorii de decizie. Deci, doamna Lilia, având în vedere că trebuia să vă ofer cuvântul și mai înainte, o să vă rog dumneavoastră să combinați și informația generală despre organizație, după care să treceți așa către opinii și păreri și soluții de rezolvare și depășire a problemei. Mulțumesc! Mulțumesc! Sunt Lilia Melnicenco, cred că toți mă cunosc, sunt președintele Asociației Obștiesc Viitorul. Asociația activează în Șoldănești de 2 ani. Activăm în două proiecte sociale, îmbătrânirea activă și combaterea violenței asupra persoanelor în vulnerabilitate. Partenerea proiectului este Helpage Internațional, care și Primăria Șoldănești, care suntem susținuți și ajutați în toate cele activități care le facem. Ca voluntari, adică organizația obștească este formată din 13 voluntari la ziua de azi. Activăm în bază de voluntariat, vizităm persoanele în etate la domiciliu, fiecare voluntar are la evidență câte 5 persoane. Pe parcursul acestor 2 ani am avut din partea proiectului susținere și cu financiară ca să le acordăm pachete igienice persoanelor în etate. Am făcut 2 reparații la persoanele în etate. Tot în acest proiect Îmbătrânirea Activă activează cantina socială care alimentează 30 persoane în fiecare lună. Fiind ajutați de primărie și de Helpage, cantina socială în loc de 4 luni anul acesta a activat 6 luni. Ne stăruim ca să aducem, să scoatem în evidență problemele care se confruntă persoanele în etate, batem la ușă la autoritățile locale, ne stăruim să fim auziți și cât de cât ne stăruim ca ceva să se schimbe în ceea ce privește aceste probleme. Una din aceste probleme strigente, eu socot pentru toate persoanele în etate și nu numai, este tema de azi, acordarea serviciilor medicale și o să mă refer anumit la Orășelul Șoldănești, fiindcă organizația activează în Orășelul Șoldănești. Și noi aici trăim, noi aici vrem să avem servicii cât se poate de bune din considerentele care le avem la ziua de azi. Vreau să spun că personal sunt tot o persoană în etate, cu boli cronice. Cum au spus și membrii din persoanele din filmuleț, nu mă prea adresez la medic ca să nu le bat tare pragul, dar am nevoie de tratament. Și atunci când, cum a spus și doamna Galina, văd că de acum nu îi încotro, mă duc la medicul de familie. Da, singur am fost tot așa
programat în staționar, unde n-am fost primită. Doamna Lupan mă cunoștea foarte bine cu scuvală cronică și zicea că trebuie să trec un control, un post, adică să fiu internată primăvara și toamna, cred că asta e, cum e vina mea, că nu mă adresez, dar fiind, cunoscându-mă, m-am programat peste 3 zile. Anul acesta, în luna mai, am fost foarte bolnavă. Medicul de familie mi-a spus că trebuie urgent primit tratament. Urgent, clar că nu se primește, de ce am fost nevoită să îmi cumpăr toate medicamentele și primesc tratamentul în secție de zi. Eu am vorbit personal despre mine. Noi, în acești 2 ani, ne-am, să zicem așa, ne-am zbătut împreună cu Ihălveci, ca la Joltănești, fie programare. Fiind la o întâlnire cu demnitarii statului, mi s-a spus, atunci când doamna Polipovici era vicepreședinte Parlamentului și chiar am rugat-o personal că unicul raion care era Șoldănești, unde nu era programare la medicul de familie și soțul dumneei din Vădrașcă, zic, faceți ceva și pentru raionul Șoldănești. Fiindcă domnul Valanici ne spune că nu erau bani suficienți ca să fie asta programare. Posibil că poate că și nu s-au transferat banii de ajuns. Azi, programarea la medicul de familie este, n-aș vrea să zic, sunt probleme cu programarea la medicul de familie, dar problemele sunt cu programarea staționar și la alți medici specialiști. Și din aceste considerente aș propune că dacă medicul de familie îl îndreaptă pe bolnav la un specialist, la alt medic specialist, să nu mai treacă din nou programare, înregistrare. Mi-a dat cărticica cu îndreptare și s-a dus direct. Eu astăzi am trecut la medic pulmonolog, iar trebuia după medicul de familie să mă duc să mă înregistrez, să iau talonaș. Pentru ce? Asta e pierdere de timp. Asta bolnavii se enervează. S-a scris medicul de familie, tu știi concret la ce specialist te trimite, de ce trebuie să iar hârtiile, este și are persoane ținute acolo să înregistreze, asta e și o... Finanțe trebuie mai multe. Și alte propunere și avem cu programare în staționar. Chiar asta e o problemă dureroasă, gândesc pentru toate persoanele în etate. Dacă medicul de familie spune că consideră și vede, poate, prin rentgen, prin alte analize, că trebuie să azi internat. Da, dar eu azi trebuie să încep a primi antibioticul cealaltă. Minim, mâine de acum poate fi târziu. Nu mai zic peste 5 zile sau peste 10 zile. Și în așa caz, eu gândesc că ar trebui să fie niște paturi de rezerve pentru așa situații. Fiindcă vorbesc iar de personal și nu vreau să mă laud aici, dar organismul meu așa e de slăbit, eu pot să am, cum să zic, o durere foarte șotusă, că se răsună casa, dar febră nu fac. Și cum pot eu schimb salvarea dacă n-am febră? Zic că tușești, nu știu dacă tușești. Iar că aici este domnul Pali și chiar aș propune ca dumnealui să iei la evidență întrebările acestea noastre, fiindcă sunt niște probleme care ne doară pe noi, pe toți persoanele etate. Altceva vreau să zic, când în spitalul staționar este aparat de rentgen performant, se spune că e de ultima modă, în ultima model, și acolo lucrează un medic foarte bun, domnul Aram. Dar totuși e problemă ca să treci aparatul celălalt. Dacă nu ești în staționar, de acum nu ești bolnav. Trebuie cumva să ocolești, să te duci, nu știu pe unde vor să te duci. Da, m-am dus la domnul Aramă și m-a rugat, dumneavoastră, mă știe că în tot anul trec la dumneavoastră rentgenul. Mie nu-mi trebuie fluorografie, mie-mi trebuie rentgenul să văd la mâini ce situație. Și când am trecut în aprilie și-o zis că da, ești bolnavă, dar încă se poate, dar când am trecut în mai, au zis de azi trebuie să înșeche a primi antibiotici. De ce noi nu putem, dacă medicul de familie ne... Da,
poate nu-ți bani ca așa aparat să fie în policlinică. Îți de acord. Dar de ce? De o îndreptare de la medicul de familie nu poate pacientul să treacă aparatul ăsta. Poate mai mult că și medicul e foarte bun și lămurește și nu înțeleg de ce. Aș propune ca totuși întrebarea asta să fie rezolvată. După datele statistice, nu văd că așa multe persoane vin adică cu boli respiratorii, dar totuși sunt, care au nevoie să treacă acest aparat. Și totodată vreau să propun ca și investigațiile, analizele, ele de acum așa cele sunt programate. Iată că am stat de vorbă cu mulți din alte țări, nu vreau să zic, nu ne oferim la Europa, Pridnestrovia. Ei dus la medicul de familie, ți-o scris în dreptare ca azi să dai analize. Azi le-ai dat. Și o săptămână te-ai dus la alt medic specialist, nu la medicul de familie. Ți-o scris în dreptare și iară te-ai dus și le-ai dat. La noi trebuie să te programezi. Dar într-adevăr, da, e bună programarea la medicul de familie, dar restul nu înțeleg. Da, dacă omul vrea să treacă un control medical, să primească un tratament, bine, lasă să programeze. Dar cei care au nevoie azi, n-am timp să aștept. Vă rog, luați măsuri. Mulțumim. După cum vedeți, au fost punctate câteva propuneri și o să îi încurajez pe toți ca discuțiile să fie în jurul acestor propuneri, adică cei care o să comenteze și eventual nu o să susțină aceste propuneri, și eu o să le dau citire, da? Deci, prima propunere este ca în cazul când medicul de familie acordă îndreptare către medicul specialist, să nu se treacă iarăși procedura de programare. Asta este prima propunere. A doua, să fie paturi de rezervă în staționar pentru cazuri care nu sunt să aștepte, da? Sunt urgente, să zicem așa. Aparatul de rentgen din spital să fie accesibil și pentru pacienții centrelor de sănătate și de sistematizat programarea la analize. Deci, iată, acestea sunt patru propuneri, eu am numărat. N-am scăpat nimic, doamna? Nu. De aceea poftim, să zicem așa, noi în ghilimele spunem oponenții, din partea oponenților pot fi cetățeni cu altă opinie, reprezentanții instituțiilor medicale, reprezentanții autorităților publice locale. Acum noi oferim cuvântul, având în vedere că aici au fost câteva scăpări de organizare, oferim cuvântul reprezentanților autorităților și instituțiilor la libera alegere. Poftim cine dorește de acum. Deci, domnul Valii, 3-5 minute pentru o expunere. Am un problemă, vreau să mulțumesc inițiatorilor și au vorbit așa o discuție, deoarece problema dată e foarte dureroasă, cât pentru populație, atât și pentru lucrători medicali. Cu părere de rău la discuția de astăzi este o scăpare foarte mare. Am văzut din film, ați filmat numai programările la medicii specialiști și ați vorbit pe dar vorbiți de medicii familie. Dar în trunirea noastră nu este niciun medic de familie, niciun... Au fost invitați. Nu spun că și băiat este, că nu au fost invitați, nu știu, adică... Și eu, în tramele viziune de care ați vorbesc, n-ați mă dat față de lucru medicului de familie, deoarece nu este competența mea și eu, dar vă aduc la cunoștință la tuturor că este un organ al Ministerului Sănătății sub numărul 414 din 31.5.2018 că e privire la programarea vizitelor și dirijarea funcției pacient în condiții de ambulator. Și adică condiții de ambulator, asta este și medicul de familie și specialiștii secției consultative a spitalului regional care răspund și să încep de ce că temei ce este lucrul privind programarea este descris tare bine și vreau să vă spun că este
temei pentru programare la un specialist este trimiterea de la medicul de familie, obligatorul, trimiterea de la alt specialist sau la solicitarea pacientului, el solicită, nu are dreptate la medicul de familie, dar solicită consultații, trebuie să aibă bonul de plată. Și mai mare dezorganizare care face când pacienții sunt deprinși, adică se duc fără programare. Deci eu mă duc la mea așa, nu la dieta, scuzați, spune, că am bilete la hipnă, nu mă duc la așa, nu la doctor. Dar de zici la piață să vadă și aia, de plăt, și pe urmă mă duc și la specialist. Și eu vorbim în urmă și mă primește. Noi, fondatorul spitalului, este Consiliul Regional, unde foarte multe discuții am avut pe tema dată. Programarea, eu zic de secția consultativă, o să ne dușeam lume și am scris, am plâns. Scaparea era că noi nu programam pe oră. Am spus, dar eu autobusul de la Climăuță, la 8 și la 11, nu când apoi, cum să mă pune? Dar noi putem să-i programăm orele de lucru, am spus, e care 15 minute, 3-4 pacienți pe oră se primează. Și 6 ore, 4, 24, 19, 20 pacienți, dar în graficul de lucru, și alte activități le are medicul. Și în cazul dacă ar fi programat și vin, cum spuneți, înainte, nu e nici calitate și noi avem de deja o jumătate de an, chiar după oră să scrie, trebuie să fie la 11, 12, la 5 ore. Și vreau să spun că asta un leac a îmbunătățit situația, adică pacienții sunt mai... El vine la ora 8, are tablou la ora 12, dar știți, se împuzește acolo și se treacă. Rândul mare la specialiști nu sunt ca de o săptămână, două, cum să spuneți dumneavoastră, și chiar mai iar, spuneți și de la medic de familie, nu vine a crede, nu răspund, dar nu, cred, trebuie tocmai două săptămâni să nimerești la medic de familie. Eu cred că poate două săptămâni legat cu investigații, de investigații, de laboratorial. Dar lipsa cadrelor e o problemă, într-adevăr, se înlocuiesc, practic, nici un medic nu lucrează pe un salariu, pe la jumate, răspunde din mai multe sectoare și toate astea duc la... Adică eu vorbesc de secția consultativă, că adică se face conform ordinului și după nu trebuie să fii medic, chestii, pacientul nu trebuie să fie la secția consultativă, să programeze. De la dacă am fost la medicul familie și am spus că trebuie să consulte, da. Înseamnă că medicul trebuie să sună, spune eu, am doamna tare, când nu mai ați zis. Nu, nu este așa. Poate? Nu este așa. Asta nu face nici eu mai mult sunt. Eu nu răspund din medicina de familie. Eu vă mai spun odată. Și trebuie să... Cum ar trebui să fie? Eu spun cum ar trebui să fie. Medicul de familie să spune. Eu spun eu ca doamna aceea să fie medicul la dumneavoastră. Dacă nu sună asta, eu am spus și nu răspund. E îndrept pacient și să-mi scrie sângele. Tot nu e probleme, după aceea se înscrie singur, dar trebuie programată de lucrările astea. Cei mai dureroase probleme este când noi curcăm starea de urgență și starea maladiei cronice și acute. Noi vrem tot deodată, îmi pare că e acut, dar tot ce este diferență în maladii cronice și în maladii acute. Și vă fer convins, vă spun și vă dau cuvinte că toți pacienții din raionul Șoldănești, dacă au nevoie de este stare de urgență și au nevoie de tratament urgent, nu se refuză spitalizare. Toți sunt spitalizați. Altceva că sunt cazuri că mă depresat, nu m-a programat în spital. Eu de seara îmi schimb salvare și am să mă duc și am să mă pui în spital. Și acolo iar îi refuză. Noi avem și cu de genul acesta, înțelegeți? Decizia de a lua hotărâre că este o boală cronică și este chit de tratat în condiții de ambulator din contul medicinii primare, din contul medicamentelor compensate. Una. Și legat de urgență, urgențele se deservesc indiferent de statut, chiar e asigurat, bătrân sau tânăr, adică nu cunosc cazuri de urgență să refuzăm o spitalizare. Iată eu de spital, spitalizare, vă spun, în ordinea mea personală, din 2014 în 2016,
Scrie, scopul utilizării eficiente a patrulor, satisfacția necesităților populației, se constituie secție de terapie îngrijiri cronice. Dar aici, atât boală de nevastă, bătiți, secție de îngrijiri cronice de 35 de patru. Astea sunt secții din 35 de patru, 28 de patru de reabilitare, 2 patru pentru pacienții paliativi și 5 patru geriatrii, persoanele mai vârste de 65 de ani. Iată, pe aceste 35 de patru se programează pacienții care are dreptul la o dată în an să stăie staționar. În cazul meu, când este atrâns, eu vreau să nimeresc acolo. Pentru a nimeri în secția dată de îngrijiri cronice, pacientul trebuie să treacă în urmă decât medicul de familie, să fie investigat total, conform diagnosticului și programului unic și protocolului clinice, ce trebuie? Am luat de asta înseamnă, electrocardiogramă, rentgen, ce, și apoi mă programez. Dar nu mă duc neinvestigat și instituția spitalului, în loc să începe de astăzi tratamentul și așa, noi trebuie 2-3 zile să vă țin staționar să vă fac rentgen, vizie, analiză și așa mai departe. Nu e bine și adică maladiile date poate programa prin să termină, nu e problemă. În ceea ce privește, eu știu, hai să zicem la propunerile dumneavoastră. În prima propunere nici acum nu poate să fie, că eu s-o luat și s-o dus treptulat la mine familie. Dar care problemă să programeze? Ce trebuie? Eu nu văd. De ce ar trebui? Iar în lucrul caz, chiar și în condiții de ambulatorie, deci medicul de familie, programul are să primească pacienții prin urgență fără rând, să le facă analize de urgență, să cheme salvare, s-a terminat odată, între să lese nu știu cât, ca să vede că el e tare bolnav și lasă pe o săptămână să vină la specialist. Nu-i bine. Dar aici este care... Este un lucrător. Trebuie, decizia o e medicul familie, trebuie azi sau știu să termin. Noi avem cazuri că pacientul cu maladie cronică, programată, zice, vă spuneți, știu, două săptămâni staționar și în perioada aceasta se agravează situația, că mai iau alte maladii sau începem mai mult și se înrăutățește. Asta nu înseamnă că trebuie să stați două săptămâni pe anul să așteptați când vă pune staționar, deoarece trebuie să-l chemați ori la domiciliu medic familie sau să-l adresați, să-l chemați afară, să am ceva să-l întâmplat, ca să iei măsuri. Nu te așteptați pe cele două săptămâni. Le avem medic familie, eu la ta mea n-am să văd, dar eu am arătat la Consiliu, n-am putut să văd, le avem programare. Pe la specialiști, este om care registrează la telefon, nu trebuie să duci acolo, pe telefon te programează, medic familie măsuri. Și are fiecare data, cu familie, cu oră, că dumneavoastră cunoașteți câți movie. În fiecare zi, la fiecare specialist, avem 3-4 care sunt programați și nu-s venit. Și aici iar, adică instituția și pacientul și spațiul răspunde. Deci, nu pot veni, se întâmplă viață. Nu pot veni, nu știu, trebuie să anunțe instituția medicală ca să programeze ca. Și totodată și instituția medicală, în caz de apare niște chestii, asta mi se luă obligațiune, spune, băi, ai fost programat în vine la oculist, dar el s-a bolnăvit, nu veniți, nu pierdeți timp, pentru că trebuie o lucrare între instituții medicale și pacienți. Și de fapt, programarea staționară, pe care punem în lămurit, noi avem și alte secții de terapie, le două terapie multe, să zicem așa, acut și cronic. În acut nu este problemă când o stat rău și nu spitalizează. Asta trebuie să fie clar ce înseamnă cronic și acut și decizia o iei medicul. Și parte și răspunde dacă el e acut și răspunde, da, tot și lipsă, adică... Mănâncă la un moment dat de bine acut. Nu, da, dar eu am spus. Când e acutizat, trebuie să adreseze. Eu așa am spus că în momentul meu la programare, dacă s-au acutizat ceva, trebuie să adreseze, trebuie să aștepte și lucrurile să termine. Aparat de rentgen digital. Este un aparat foarte, foarte performant, în afară de aparat digital,
de rinchet, de avem și acolo zi, trec de fabrică care țin instituții militare din Republica, poate să vadă după așa în apară. Ca încătură de spital, eu vă spun că toate centrele de sănătate din Raiuva au contract cu spitalul la acordarea serviciilor de genul acesta. Și pacientul vine în dreptare de medicul de familie din teritoriu și se duce evidența pacienților, după familie, după... Și la sfârșitul lunii se dă factură fiscală la centrul de sănătate și centrul achite serviciile acestei medicale, nici ca cu, nu achite, omul. În sfârșit, să iei cum spuneți, eu vă spun cum este. Ce-i legat, centrul de sănătate și ordinești, cu satele care sunt în subordine, dumnealor nu au contract cu, cu Spitalul Național și Ordinești la prestarea acestor servicii. Și îmi pot să-i oblig pe dumnealor să cheie contract cu mine că să facă. Mă chidează că dumnealor au aparat de rentgen de acea sovietic de când este și acordă investigația la aparatul său și îi socot că lor din de ajuns. Eu nu pot să-i oblig, nu pot să-i influențez, adică fundatorul grupului, adică noi, aparatul, eu știu, dacă să vorbim, înainte de a fi cumpărat aparatul de rentgen, a fost o ședință a Consiliului, am inițiat problema ca să fie format un laborator unic în Raiuva și un cabinet de rentgen unic pentru toată populația din Raiuva. Am cheltuit și niște surse financiare, și o două, trei luni de zile am lucrat în laboratorul unic, care lucrează la spitalul 24-24 și este capabil la aparataj, la timp, după atât, ca să facă un număr de analize cu mult mai mare și să dispară rândurile astea la medicina primară și să stai două săptămâni să faci analize. Iarăși, contractul nu este între instituții, și am lucrat un laborator unic și dumneavoastră argumentat suport cheltuielilor pe mine și noi ne-am dispărțit înapoi. Am lucrat un act și am dispărțit. Și a fost și ideea de a fi și un cabinet unic de radiologie. Noi, trebuie să spun că avem probleme, maladii ca tuberculoza, în Raiuva, probleme, adică investigații radiologice sunt importante. Centrul Sănătate Răspăvieni, grupului de risc, persoanelor care poate face tuberculoză cu TPC și cronice, avem cu niște prețuri reduse făcute investigații. Deci, dacă costă 40-50 lei, noi cu 17 lei de chirurgie, dau listele și ne propun să primim pacienții și ne facem. Adică cineva are. Eu nu pot să impun pe cineva ca să încheie contractul cu spitalul. Și ultima program de medicină. Ultima programare la analiză. Chiar nu am nicio tangență de probleme date. Programarea se face la medicina primară, la spital, nu acord servicii de laborator pentru pacienții de ambulator, ca trebuie să aștepte. Dar îți caută populații diferite, că atât la rentgen, cum doamna, a fost altă și că dată altă cale, neoficială, ca să treacă așa și la laborator, dar nu este problema spitalului, este. Bine, domnule. Noi, pentru pacienții din staționar, le facem toate analizele și... Mulțumim. Mulțumim pentru păreri punctuale. Rog reprezentanții autorităților ca fondatori. Ca fondator, da, Consiliul Regional este fondator la toate instituțiile sanitare publice. În primul rând, aș vrea să spun că noi vizorăm permanent aceste instituții, acest domeniu publice.
În instituții ca Spitalul Regional și Centrul de Sănătate și Ogrămiești au fost alocate și au fost implementate proiecte de eficiență energetică și multe alte care au dat cu o posibilitate să vedeți cum mult s-au schimbat condițiile și la Spitalul Regional și la Centrul de Sănătate și Ogrămiești, dar și în alte centri de sănătate care noi avem la Cotiujeni, la Răscopie, la Sănășcani, la Drașcu. Și permanent toate adresările, nemulțumirile, noi toate aceste cunoaștem, toate. Și fiecare această petiție, noi discutăm, noi trebuie să rezolvăm. Cu programarea, prima, ca să nu vorbesc mult, prima întrebare cu programarea... La medicii specialiști. Da, la medicii specialiști. Vreau să spun că noi am lucrat undeva de la începutul anului, pe domnul Palino, da, să mint. Foarte greu a fost de pornit acest mecanism. Având în vedere și mentalitatea oamenilor, pacienților, și aveam un mecanism care era în această secție consultativă. Totuși, sunt rezultatele și nu puteți spune că nu se văd aceste rezultate. Dar tot încă sunt problemele. Care problemele acestea? În primul rând, dacă a fost programat, el nu poate fi, dacă dumneavoastră propuneți așa, el a lucrat la medicul de familie și este necesar și medicul constată, medicul de familie, că trebuie numai decât să vă duceți la consultație la medicul specialist în secție consultativă. Secție consultativă, asta de mult aparține spitalului raional. E altă instituție, probleme. Altă putere, da, el nu de la Balănici, de la Centrul de Sănătate. Această secție, asta este a spitalului raional. Înseamnă, el trebuie iarăși să fie programat. Noi dar am constatat și am rugat pe toți, dar este și mecanismul. Medicul de familie, el sună și programează la cel medic de specificare trebuie să investigheze ori să consulte pe pacient. Eu nu înțeleg de ce în Șoldănești nu este acesta. Toate satele sunt medicul de familie. Sună timpul. Trebuie să scrie. Știm că sună la staționar, medicul de familie. Doamna Galina. Medicul de familie are și asistenții medicale. Îi pot ajuta să sune, să programeze. Eu înțeleg că supraîncărcați medicii. De-am despre asta ce știți. Supraîncărcați. Dar îi stărui cum pot. Sunt și clar că niște neajunsuri, scăpări în activitatea și medicul de familie. Dar anume problema aceasta care dumneavoastră ați ridicat, ei este stipulată de anul. Fiecare medic de familie trebuie să sune și să programeze la medicul specialist. Aici deja nu se discută. Unica și eu am rugăminte, dacă dumneavoastră, înțelegeți, noi toți trebuie să fim luptători pentru ca să avem aceste, cum să spun, ca să mecanismul acesta să merge, să meargă normal. De pildă, dacă medicul de familie nu comunică cu dumneavoastră, tași, nu spune nimic, încercați să rugați pe dumneavoastră. Vă rog frumos, lămuriți mie, eu n-am înțeles lucrul ăsta, eu n-am înțeles aici, așa, dar noi multe nu știm din domeniul ăsta. Și dumneavoastră, de măcar minimul, trebuie să înțelegeți despre ce a vorbit medicul de familie, care tratament și așa mai departe. Și dacă nu programează de mult la specialist, medicul specialist, înseamnă iarăși dumneavoastră, măcar spuneți, dar vă rog frumos, programați pe mine, iată, la medicul specialist. Nimeni nu face lucrul ăsta. Da, ei cunosc lucrul ăsta, ei știu că trebuie. Dar, mă rog, ba nu este timp, ba la ușă stau. Încă, nicătâncă e programare, dar totuși sunt câte 20, da? Oricât 15. 20 și 15 stau, totuși sunt programați anume pe fiecare zi.
decât această comunicare, eu pur și simplu socot că trebuie să fie pus în, ca baza pentru ca să fim noi tratați. Dar totdeauna se spune că anume în conlucrarea pacientului și medicului putem boala asta să le tratăm. Ori mai ușor de tratat. Dacă nu este această conlucrare și această comunicare, e greu. Pacientul nu este pregătit să trateze cum stă, adică el nu înțelege și să fie cu dânsul și ce să facă cu dânsul. Asta când ne merește de pildă în secție de chirurgie și medicul chirurg nimic nu spune ție. A, că mâine noi o să facem ție acolo operație și mai mult nimic. Cum dumneavoastră începeți avem ei? Diferite situații în capul dumneavoastră, da? Cum acolo? Dar de ce să nu spun? Ia că noi ușor, acolo așa, acolo scoate, în felul ăsta. Înțelegeți? Atunci pacient pregătit moral pentru ca să fie tratat. Așa și aici, în orice caz, cu personalul din centrul de sănătate și cu spitalul de la spital, trebuie să comunicați și încercați singur, că e într-adevăr în altă, dar pentru dumneavoastră, dacă să întrebați, dacă să puneți întrebările acestea, eu gândesc că o să răspund. Și așa să învățăm noi unul pe altul, că această într-adevăr nu există între noi. Eu am cazuri când medicul tace, ceva acolo scrie, o dat, ia cât asta e la asta, în farmacie, ia cât acolo este tot scris cum trebuie să primiți și tot. Înțelegeți? Este și asta. Dar și pacientul tace. Dar de ce să nu fie? De ce să nu fie mai deschis, mai liber în comunicare cu medicul? Înseamnă despre programare, noi nu putem spune aici că este programarea asta foarte bine. General, spuneți-mi, da, doamnă, propunerea dumneavoastră, pleci cu ei, că tot raionul, tot să mi-ți fermenizat, deci trebuie astfel că la oculist. Trebuie să câte zeci. Și vin 40-50 de oameni la ușa oculistului, dar el poate spunea că una, deci, sau secția consultativă are zile că lucrează cu comisariatul militar. Are și el teritoriu. Și coincidiți vă și ei care i-au luat hârtie la mine. Deci bine, și nu găsesc pe nimeni. Nu apare din înțelire. O șede mult acolo. Și dumneavoastră puteți vrea să îndreptarea lui Femeză acestea într-o instituție republicană care să sune, să vă spui când văd ce asta și oră, așa. Adică, programarea nu trebuie să vedeți că rău, dar organizarea între instituții medicale, între dialog, pacient, medic și instituții precis că avem mult de lucrat în vreo. Eu să spun, am mai sunt din la centrele medicale, unde noi sunt trimiși mulți, să primim ori faci și post, la investigații mai scumpe, de pildă, ca acolo, la excelență, e la Bells, magnete, cum îți numește. Eu nu sunt, înainte nu era lucru scump, dar nu sunt și spun. De mine sunteți programat, ziua cu tare, data cu tare. Care stare acum, veniți, neveniți, înțelegeți? Tomografia. Dar nu e fix așa și aici trebuie să fie. Doamna, îmi cer scuze. Timpul impresat să trecem la punctul 2. Nu. Punctul 2. Programarea la staționar. Patru de rezervă. Da. Eu nu știu cum aici puteți, domnul Palie, să asigurați-vă că este cu patru de rezervă. Este permanent aproape să ocupați. Permanent. Asta înseamnă că cineva trebuie să rulie, pe cineva nu trebuie să programeze. Asta e... Domnul Pălie cere cuvânt. Adică, înțelegeți, asta nu-s prima inițiativă 34 și eu acum văd că el îi spuțuim. El îi spune mult mai întrebate patru pe acestea de îngrijări cronice decât le avem noi. Cred că trebuie nu 36, dar poate 54. Neapărat. Noi, dar cu numărul populației nu cuvine, da, să avem? Nu pune și întrebare. Noi, ca ministeruim după necesități, tot ce am deschis este 35 de cazuri de greșeli cronice, dar de ei dintre acelea acute. De atâta că noi astăzi avem o naștere pe săptămână. Noi astăzi avem o operație în lună.
Dar ținem posturi de estetic, de doctor, de cură, adică ne ești dar totodată, că lumea când ne-a spus, frizii care are nevoie de asta, iată, de este serviciu. Și de data ne stărim acele care nu sunt întrebate. Și din contul lor să le ducem. Și în planul meu, dacă ați mai fiu, adică, mai decât nu de rezervă, dar trebuie dimărit secția asta. Vreau să spun, secția asta datorită Consiliului, secția de Grijori Cronicului, avea, prima dată, kinetoterapie, avea fizioterapie, dotate, foarte, foarte mult. Și lumea le place, asta secție și tare întrebată și trebuie să urmărim. Dar mai are un minus, dacă se poate. Care minus? Dacă aș poate. Lucrează liftul. Lucrează liftul. Sfimul mai este un minus. Doamne, da, poftim punctul 3. La punctul 3, aparat. Asta e întrebare care eu când eu insist, permanent, domnul Bălănici, încheiez contractul cu spitalul regional pentru acest aparat care este performant. Da. El știți că îmi răspunde mie. A specialiștii care vin și verifică, ori analizează aparatul care la dumnealor, la centrul de sănătate, cât de, nu este invitit el, îi spun că el nu are nici radiația aceea mare cum noi gândim, că e tot în normă, și facem normal aceste asta e discriminare. Bine, domnule. Nu știu, nu știu. Bine. Deci, și dumnealui, eu înțeleg pe dumnealui în felul următor. El economisește în cazul, da. Că aici asta aparatul bun și el nu, nu, dar el s-o poate. Nu, nu, el s-o poate că aparat face investigații normale. Bine, asta. Domnule, ca o precizare. Ca moderator, nu știu dacă am drept, dar s-ar putea de estimat, de evaluat calitatea celui aparat. Eu am vrut să spun când am terminat. Poate la nivel administrativ să evaluați ca o notă informativă și, care vă da o apreciere. Poate fi utilizat. Moralina e tehnicii ustărea pe nici. Domnul Părinte, este așa... Poate aparatul trebuie să fie nuclear verificare, dar nu e, dar așa nu poate să spui că nu... Aparatul digital, poate ceva independent, care este diferența dintre o investigație la un aparat și la ceva? În primul rând, calitatea imaginii, așa. Doza de radiere la o investigație mai mică, posibilitatea aparatul are mai bine de când l-am pornit în arhivul ține toate investigații. Dacă noi vrem să vedem când a fost doamna, mă duc să mai scriu familia și de parte în 2015 și a citat, a fost și imaginea ta. O putem transmite, pe flăște, putem scoate pe foaie A4, putem scoate pe pelicule de a da rezultate. Așa, deci noi cei care suntem în ierarhie digitală, numai din ce a spus domnul Pălei, vedem câteva performanțe. Și probabil prin analogie că cineva probabil prin garaj mai are automobile foarte vechi care încă merg, dar consumă 15-17 litri de benzină. Asta nu este motiv să nu-ți cumpere una nouă care consumă 5-7. Da, dar ca să cumpere, cât costă, domnul Pălei? Asta rămâne la latitudinea administrației. Da. Mulțumim, doamna Nina, următorul, punctul 4, referitor la analiză, programare, la analiză, dacă aveți o părere. Aici fix așa și situația ca, da, eu ca chipuiesc că toți la medici de familie vin la laborator și toți vor azi să dea analizele. Este imposibil. Cum vedea dumneavoastră? Putem așa? Lăsăm? Astăzi nu, dar de 3 săptămâni să ții. Nu, asta a fost când 3 săptămâni? Poate iarna? În aprilie. În aprilie? Da, de la mine din sector. Știți că-ți la asistență socială, o bătrânit, a venit, eu nu primeze, i-a chemat un taxi, a plătit taxi. A venit la medicul de familie, și două săptămâni m-a dat să vină la medicul de familie. E bine, a trecut, baba a mai pus și a pus, două săptămâni a mai rezistat. După aceea, două săptămâni, a venit, dușeți mai jos la laborator și a chemat să la analiză. Să știm, clar, medicul nu poate să o trateze până nu știe ce e acolo. Ne ducem la laborator.
Mă fac ai fi la 28 aprilie, fix 3 săptămâni, spuneam mai cât. De acum sunt 5 săptămâni. Dar deși deodată nu dat aceste, când a fost prima dată? La 28 aprilie, eu am dat analizele. A doua zi, mă duc eu de amfărbă. Eu analizele, la venit pe mine, mai departe ce facem? Mai departe ce facem? Dumneavoastră, vă duceți la specialist și vă programați. Îi ducem la specialist. Ne programează doamna Vera peste câteva zile, nu mult timp. Vine peste câteva zile, medicul specialist zice, o controlează și doamna, zice, dar stați-ne, trebuie făcut un rentgen, dar stați dumneavoastră, trebuie să-mi dați o analiză care nu se face în policlinică. Duceți-vă în centrul la domnul cum îl cheamă, nu știu cum îl cheamă. În centru, mai trec câteva zile, baba plătește analizele 270 acolo. Vie aici, faci toate medicul de acum, se studiază tot și zice, eu n-am ce să vă fac, trebuie să vă duceți la un medic reumatolog. Bine. Cu două luni de zile. Am înțeles. Papa s-a dus acasă și e mai mult zile, să lasă cum să mor. Mulțumim. Doamna Rimand, ca să faceți un rezumat de ce ați spus la cuvinte. Nu-i tot rău, doamna Nadejda. Nu spate așa de facut. Sunt ani ajunsuri, sunt. Dați-mi pregune să schimbăm. Ce poate face administrația publică? Noi în primul moment permanent. Referitor la aceste patru propuneri. Aceste patru propuneri. Da. Nu, program mare la medicul de specialist, asta va fi, este și va fi. Programarea la staționar, tot așa. Și poate e ea cât mărie numărul 4. Mărirea, da, da. Asta este de acum o dinamică pozitivă. O dinamică, da. Viața este dinamică. Păi, asta e normal. Asta e normal. După da, discuții să avem ceva de da, recuperator. Vedeți că se înregistrează și nu o să puteți spuneți că dinamica nu poate să este. Dinamica e de amul este. Pur și simplu, noi am introdus programare tot undeva în primăvară. S-a început lucrurile cu doamna Nadejda Tlapie. Noi atunci taman am început. Taman ați numit. Da. Și aparat, aici nu știu cum, poate este ceva, un expert, știți, independent, care poate să distribuie. Dumnezeu, la un moment dat ați spus că de la aparat, domnul Bălănici numără banii. Eventual, poate împreună să încercați să numărați și banii și... Împreună noi și așa, alții, noi și așa să plătim, noi și așa aprobăm bugetele lor, asta e noi facem, dar problema trebuie că aparatul ca domnul Palia, în centrul în spitalul regional, e foarte scump. Și asta este donația, da, ambasadei Japonei. E scumpă procedura? Nu. Eu vorbesc, de exemplu, să luăm așa un caz. Alegi să repari televizorul singur sau te duci la meci. În cazul, poate este cazul să nu se întrerupă investigațiile la domnul Bălănici și toți banii ce să transferim partea asta și să avem și un serviciu de calitate. Asta este o soluție publică. Nu putem să interzicem. Noi suntem abitați cu așa funcții, ori la posibilități ca să interzicem. Dacă e aparatul sau poate și este investigat către specialiști, el e bun. Am înțeles. Bine, mulțumim. Mi sunt acreditat. Da. Unicul comentariu. Fizicare 5 ani. Unicul comentariu care vreau să o fac din experiență personală. Când eram încă student, mergeam la medicul stomatolog și de fiecare dată când îmi punea injecții de anestezie, da? Acul acela cred că era așa negros, că frica mi s-a păstrat mulți ani. La bărbați în genere. Da, e fricoș. Și după mulți ani, când am venit la aceeași procedură, am descoperit că nu mă doare.
Deci cancere sunt altele, altele sunt altele. Nu credeți că în cazul ăsta domnul Balanici încă folosește ace de cele? Mulțumim, nu cerem răspuns. Haideți acum, deci, conform agendei, să trecem la ceea ce se numește întrebări, dezbateri a cetățenilor. Și o să stabilim așa niște reguli. 2-3 minute fiecare doritor prin simplă ridicare de mână. Deci, păreri, opinii, eventual întrebări. Da, vă rog. Vă prezentați. Cum ați spus? Valor Cetaga. Da, iată, uitați-vă. Deci asta are 1 minut și 45. Eu repet, domnul Palinu a spus că Balanici ia parte, medici de familie să parte, dar noi a cui suntem? Deși ne deviază că noi într-o parte și în alta. Medici de familie am făcut chemări de săptămână așa de încăpățânată, zi la zi. În 4 ani plăcat soțul la pat, odată nu a venit medicul de familie, odată nu a venit. Mai departe nu pot să spun mie, credeam. Cu laboratoria era Sarafim Antonina, Dumnezeu să o ierte și prin el 60 de analize pe zi și le făcea. Era el singur, numai una singură. Da, nu ia oameni bun. Fiecare și ele, da, el îți spun, dar eu sunt 0,75. Deși eu să muncesc mai mult, dar eu am numai 0,75. Iar și suntem noi vinovieți. Eu scuzam că mă duc la medicul de familie, trebuie să mă duc la Liviela Vasilina. Mă duc la Liviela Vasilina, dacă nu sunt programată, ea are aie pacienți la ușă și mă roagă, te rog, vină mâine, cumva eu mă eliberam. Da, eu pot să vă spun că am fost lucrător medical, de atât, dar mine mă doare. Mă doare că noi suntem de viață. Spitalul, eu fac ce vreau în spital, policlinică, policlinică, eu vreau să fac. Dar noi, ce facem? Nu te ne ducem noi, la cine să ne ducem? Da, ești nevoit la să copa. Duci. Da, nu la părinte, că e aproape. Ești nevoit să te duci la, în alt raion. Eu mă adresez la Florești. Vă spun cinstit, eu mă duc la Florești. Nici niciodată nu m-a întrebat, nici de poliță, nici din poliță, nici de poliță. Dar ce stii, dar plătești? Nu plătesc? Acum. Deci, Slav Antonov, de ce nu râdi, te rog? Eu mă duc la Râlniță. Încă o dată vă spun la Râlniță. Da, la Râlniță am avut cazul că am plătit. La deci tot e aparatură, tot trebuie. Dar, în schimb, am avut și un rezultat. Am avut un rezultat și ușor. Într-un mare și odru. Da, ieșe, da, într-adevăr, medic și el scrie. Tot întreg el scrie că el trebuie să dă-i toți parametrii la sfârșitul lunii. El trebuie să dă-i toate punctele cât s-o prind, cum o prind și care și cum. Și medicul e ocupat. Și tu cum ai intrat așa aici? Mă scuzați. Bine, mulțumim. Nici nu ridică ochii, mă dar... Nici nu se uită la tine. Am înțeles. Din familie s-o uită și scrie. Doamna, doamna să foarte mare păcat, nu avem niciun reprezentant de la oficiul medicilor de familie. Asta e, eu cred că e, era cred că sunt folosul dumnealor, dacă auză lucrurile astea toate, cu toate că le cunosc foarte bine. Mulțumim mult domnul Palin, cu tot și-o găsit timp și venit la partea de noastre. Eu, ca pacient și ca un cetățean a orașului, nu ca funcții, ca un cetățean a orașului, vreau să zic că eu sucot că programarea este un lucru foarte bun, dar trebuie adus la cunoștință. Și clar că lucrul acesta nu se face într-o zi, într-o săptămână, într-o lună. Sperăm că dacă o să lucrăm cu toți împreună, totuși programarea asta o să ia foc, o să aibă exemple bune. Deoarece, într-adevăr, asta e chestia, că la noi nu se ajung medici, nu se ajung specialiști, și oamenii vin de la sate și, da, vreau să vă zic un lucru, totuși oamenii de la sate, medicul de familie lucrează poate mult mai bine. Și spune, moșul, nu te duci, că ai cheltuit banii degeaba, n-a să primească medicul. Du-te când îți spun eu, du-te pe data de cutare, la ora cutare. Și aici vine moșul Ion sau mătușa, vine și stă
câte o oră, câte două și în programarea nu se respectă. Asta e un minus foarte mare. Programarea nu se respectă. De ce nu se respectă? Iar ne întoarcem la ce și-o spus și doamna Nadejda Romanci, că medicul nu are timp să discute cu bolnavul. El stă și scrie. Scrie și scrie și o foaie și a doua și a treia. Vă uitați la cărțile astea noastre medicale, că sunt așa niște tomuri, parcă să... Nici nu... Tot lipim hârtii și lipim și lipim să aibă medicul unde scrie. Spuneți-mi, vă rog, și domnul, chiar aș vrea să mă adresez la domnul Pali, fiindcă nu avem alți reprezentanți, atunci când mergeți la ministerie sau la ședințele astea dumneavoastră, pur medicale, adică din specialitate, poate te pus întrebarea cumva și la acel minister să mai scurteze din toate, nu știu cum să le mai zic, scrisul ăsta, știți? Să ai cumplători medic când stai și să uite un ochi la om și să spună că câteodată, câteodată îți duci câte un pacient și zici, of, așa vine cu celor trei de frumos cu mine și așa nu țâs, știa nici de la dâldeam parcă nu mă doare. Dacă stă medicul și scrie și nu-l vede pe bolnav, el nu știe cu cine vorbește, eu nu cred că omul acela iese mulțumit de acolo. Poate careva părghii, careva lucruri, sunt, noi toți ne modernizăm, ca să scrie aceleși aparate. Adică, de ce când am pornit telefoanele mobile, avem niște telefoane așa iași, care avem și care nu avem, astăzi tot plătăm mai performant, mai repijos, că sunt mai repijos, ne răspund. Așa și cu aparatul care este la spital. E un aparat performant, un aparat bun. Cu părere de rău, noi stăm cu acelea. Poate asta e și motivul, că noi nu ne merim șoptiniștenii, nu ne merim la aparatul dat. Satele nu au, oficii medicilor de familie nu au, nici acel vieți sovietic nu-l au, deci ei au încheiat contract cu spitalul și merg și achită și fac investigații. Oamenii sunt mult mai protejați cei din sate decât noi ești din oraș. Fiindcă aparatul, da, e o trecută acreditare, el e încă e valabil, încă e bun, cum ați zis dumneavoastră. Eu merg cu Zaporoșul și el care din anii 70 și știau pe o mulțime de benzină. Dar dumneavoastră mergeți cu jeepul sau cu altă mașină care nu mai are 5 litri. Așa e. Pentru că noi ne-am deprins, e foarte greu să comparăm stereotipul ăsta vechi. Că hai să mai schimbăm ceva, hai, dar în jertfa cuiva. Dar să jertfim aparatul acela, să se ducă din centru mijlor de familie și să programăm. Dar el este foarte scump. Dar dacă mi deparăsăm de ce e și e, o să găsească bani pentru... Nu am ăsta, peste un an. Am ăsta să ne folosim de jertfă la spital, dar peste un an, peste doi. O să apară și alt aparat, al doilea aparat, mai performant. Mulțumim, doamna Sărtană, o mulțumim foarte bună, da, poftim. Sunt voluntar la viitor. Am copii mici și des merg pe la spital și vreau să zic referitor la medicii care doar scriu, vreau să vă zic comparativ cu cei de la Chișinău și ai te ascultă. Recent am fost săptămâna trecută la Chișinău, la mama și copilul, și medicul, până ce a început a scrie, m-a ascultat și am spus eu și mai apoi început. Nu lucrează după același program, nu sunt eu. De ceea ce ia cu asta te ascult, chilomă de aici. Și încă una, de fiecare dată cei de Jogănești care merg la Chișinău, cei de acolo ne întreabă, dar la voi lucrează medici? Eu vă spun ce este. Eu vă spun așa cum ne întreabă ei. Pentru calitatea serviciilor care cum te primești. Și vreau să vă mai zic, doamna Lina, că aici la noi se primesc după funcții la medic. Ai intrat și dacă se uită la tine că ești cumva mai tânăr, eu de exemplu, am întrebat și dacă se uită că eu mai întreb și nu știu eu să aibă un comportament, dar dacă s-a dus mama mea bătrână de aproape 70 de ani, păi eu programat tot cumva în septembrie să duc în spital. Este astea două situații. Dacă eram să merg eu alături cu dânsa, probabil și dacă aveți să zic că da, de ce așa sau să dau încă o jet de întrebări, era mama să fie programat un pic mai devreme și era să aibă o altă atitudine medică. Vreau să vă zic că poate referitor la asta, domnul Palic, cumva să vorbiți cu specialiștii și la secția consultativă, să aibă o atitudine mai frumoasă și de oricare cetățean, nu de funcția lui și nu de statutul lui în societate. S-a dus bătrâna de 70 de ani, el trebuie să-i explici, că du-ți spune nu, îi scrie acolo, pacientul nu știe, și se duce și pune injecție, că trebuie să-i injectez în vene, el le pune în mușchi sau nu-i invers. Pentru că el, practic, nu i-a explicat normal. Eu dat și-a spus, du-te la farmacie și ea și cumpără. Ai înțeles? Da.
fac chestiile astea trebuie cumva pusă. Aici ce se discută, se discută superficial, se discută ce e pe deasupra. N-ați fost în rândul pacienților, stați sub ușa medicului, să vedeți ce atitudine au medicii și cum. Și vreau să vă zic chiar domnul de la registratură. El până ce îmi scrie mie 4 taloane, din spatele meu leșina, doamna. E credea așa, că eu zicem, luați-vă rog, doamna asta, eu l-am dat într-o parte, trebuie căutat oameni și mai competenți, oameni care să-i spravesc fluxul de pacienți e foarte mare, lumea e bolnavă, lumea e intrat în panică, pentru că aude acolo a murit unul de cancer, acela are diabet, acela a făcut infarct, acela a făcut nu știu. Înțelegeți și pacienții, nu numai, eu înțeleg că și pentru medicii foarte mult, dar este foarte mult, sunt lume. Lumea e în panică și trebuie cumva o atitudine frumoasă. Medicii fac și mă comportă altfel, cu mult mai bine. Des merg acolo și chiar și săptămâna viitoare iarăși trebuie să merg și exact când și am ajuns, i-am spus așa, în 2016 m-am pornit copilul meu și eu n-am ajuns și eu nu știu care și probleme are, dar mă cheamă la serviciu, la grădiniță și îmi spune, luați-le așa, eu aleu și-o duc la spital. Acolo îi pune imediat antibiotici, acolo înseamnă că e un proces inflamator. De unde? Și nu pun antibiotici, nu ne trimit să facem o analiză care eu știu la ce antibiotic îi zic copilul meu. Deodată îmi dă ce frate, mă rog, țin că eu nici nu știu medicamentul ăla și bă, ce eu trebuie să-i spun, vă rog, nu-i puneți, că eu copilul meu nu i-am injectat antibiotici, dați-mi ceva mai slab. La Chișinău, am trecut într-o zi, m-am venit la 4, am terminat la investigație, am trecut un șir de specialiști și n-am dus-o la capăt ca săptămâna viitoare iarăși să merg. De ce acolo scoate de lucrat? La noi nu scoate. Pentru că lucrez pe 65 omenie. Trebuie să avem omenie. Asta e, cred că, tot ce scoate dispus referitor. Într-adevăr, serviciile care și nu vă mai dau un caz complet. Urologul vine de la Râmniță sau de unde. Urologul lucrează. Eu m-am dus, era noapte de la serviciu, când m-am dus și am primit. Alt medic de la noi de aici, el îți spune, eu am primit de acum 4 pe oră, eu la 11 trebuie să fac acolo, gata, vă rog, veniți mâine, ori programați-vă pentru o altă zi. Cum? Domnul ce a venit de acolo, el m-a primit noaptea, la ora 7 m-a primit că el vine. A nostru de aici, nu mă primești de ora 11 că trebuie să duc să facă vizită, că el are nu știu ce. Cumva trebuie să combine și specialitatea care o are, și omenirea, ca să ajungă și pacientul, și medicul la unul tot comun. Vreau să înțeleg că ți-ai dat mai mult. Da, scoate. Dar Nina a început să vorbească despre comunicare. Da, lipsește comunicare între pacienți și medici. Nu trebuie să spune că el nu are când să scrie, nu este corect. Fiecare specialist care, pentru o vizită, ce sunt funcții de la infecționist, neurolog, nefrolog, urologist, așa mai departe, ce sunt funcții de la ginecolog, gastroenterolog, 20 de ei au programat lista asta, cât timp că se domnească și să scrie, să discute, dar părerele lor se întâmplă ce și este. Cu minutele este. Eu vă invit odată din grupul de inițiativă de masă, să gândiți odată la unul, la secția consultativă, la două. Cu stiu, doctorii, ce unii de acolo? Câți vin dimineața? Da, doamne, spune, la Chișinău, la patru, dar noi așa îi programăm, la ore, iată. Și când ședic, își bată în ușul de aceea, acolo, prea mult treabă. Și el nu ține 20 de minute sau 15 de minute, cât spune. 50 de minute, vreau să s-a scoat și ședem mă și scrie, du-te, iată, asta e problema. Dar eu vă, noi programăm pe tătă ziua, nu puteți programăm pe 4 ori. Vedeți ce nu este, autobuz la 5:20 sau la 6:20, spre Șoldene, dar la noi la ora 12 se duc toate autobuzurile. Aici tot este ieșire. Doamna Nina, aici tot este ieșire. Dacă persoana din sat, când medicul de familie programează și el spune că ea ca pe mâine pot să intra numai la ora 2, din 14, da? Dar eu nu pot, că la mine ia cât autobuz. Înseamnă, pomeni, tu ați fi la ora 8. Înțelegi? Tot este o ieșire, da? Unde urgență, da, de urgență e clar. Dar poate fi programat și aici. Multe ori eu mă duc pe masă pentru medicul de liber și eu mă duc și stau de vorb și... El e și normal pentru șoferi, știți? Eu nu știu, pe masă. Puțin normal, oașe mi-e Eu pentru organism, de fie am rugat să fie programarea pentru șoferiște, în genere după masă. Liber, venit și așa. Dar nu știu de ce. Nu-s practic. Eu am propus lucrul ăsta.
Da? Să scrii pentru Șoltănișteni după masă. La aici a fost probleme. Eu am vrut să mă refer la procedura de scriere, de completare a fișii. Deci, iată, noi așa am mai vorbit între noi și avem o propunere pentru dumneavoastră ca să o înaintați în Ministerul Sănătății. Dar și totul acum se programează, se introduce calculatorul, pe masa toți medicii, practic, așa. Deci ar putea să fie introdusă o fișă electronică a pacientului care se păstrează așa după cum și la rentgenia se păstrează și atunci când vine pacientul, hai, eu zic, care vine primar, prima dată la medic, atunci poate este necesar mai mult timp. Dar dacă este fișa aceea electronică, medicul a deschis calculatorul, nu mai șade și scrie atâta, că e de acum istoria este, ea mă completează cu ce este nou. Și atunci se rezervează foarte mult timp pentru acordarea și atenției, și comunicarea sfiei. Așa e 15 minute, n-a stă este scrie. Noi știu nici ce înțelegem, atât. Noi înțelegem pentru că el vrea scrie. Așa, foarte bine, da, exact. Eu nu am la nivel republican, dacă de amul este reprezentarea. Cine primar? De ce are un schem informațional cu... Asta e un... Ce legat de medicina primară, deja este un program republicană, adică național, unic, ce este legat de servicii stătăcesc, se lucrează asupra fișei electronice, toate chestii se lucrează. Eu, personal, în ușurința medicilor de stațional, pentru fiecare secție, de viață de profil, am comandat la tipografie diferite fișe. Fișe diferite, pentru maternitate, fișe, fișe pentru clinicii, pentru cronici, altfel, unde medicii ar mult să mai sublinieze, nu numai decât să scrie, adică mai puțin să scrie pe de. Dar asta nu scăpare. Scăpare e fișa electronică care cred că s-a ajuns la asta. Bine, mulțumim. Eu vreau și eu, Elena Chel, voluntar. Vreau și eu să de acord cu doamna Nadejda, sunt de acord tot cu programarea, într-adevăr e foarte bine, sunt de acord cu asta, că este necesară și la staționar, sunt de acord, dar vreau să, de părerea asta ce a spus doamna Nadejda, eu tot nu înțeleg, de ce s-au divizat, iată, cum a zis, spitalul aparte, dispărțirea asta, într-adevăr, știți, eu sunt asmatică, singurată, am avut un acces odată în piață, mi s-a făcut rău, brusc, o criză de astmă, încerc să folosesc spray-ul, nu mi-ajută, unde? Alerg la salvare, într-un la salvare că e mai aproape. Mă cunoaște medicul personal, de, doamne, Elena, de ce ați venit la noi? Zic, fetelor, faceți-mi rec de ceva, un eufilin, că nu mă ajută spray-ul. Mă, nu trebuie să vă duceți la... Nu la medicul, dar la internare. Eu întreb, dar de ce trebuie să mă duc la internare dacă mie mi s-a făcut rău? Nu, că noi nu avem dreptul să vă primim, noi nu avem dreptul să vă facem nimic. E drept, domnul legislator. Nu-i drept. Și mi-a făcut doamna pe cum mă cunoștem. Nu, mi-a zis, duceți-vă, asta mă noroc că mă cunoște medic personal, zice, ei de nu avem încotro, vă fac ea, dar eu nu avem dreptul să vă facem nimic. Bine, doamna Leandru. Înțelegeți? Victor Sufroni, Impuls TV. Citesc pe monitor, pe dezbatere public și sunt de parte de gândul că întrunirea asta nu s-a transformat într-o ședință pentru o simplă bif într-un raport. Odată ce e dezbatere, cred că trebuie să ajungă undeva propunerile, gândurile oamenilor. Dar altceva am vrut să spun. Eu mă bucur că sunt băștinașa raionului Șoldănești, unde avem o instituție curativă foarte bine dotată. Mă bucur și de alt moment că foarte mulți specialiști care și-au început activitatea în Șoldănești au ajuns în instituții prestigioase în Chișinău. Adică sunt specialiști cu valoare. Dar teamă mi-e că mâine poi mâine n-o să avem la cine merge la spitalul din Șoldănești. Mai de ună zi îmi spunea șeful centrului medicilor de familie că sunt lipsă 7 medici de familie. Plus la toate acestea, jumătate dintre ăștia care lucrează acum au depășit vârsta când puteau să iasă la odihna binemeritată. Domnul Palis spunea că 3-4 pacienți programați nu vin la spital în ziua stabilită.
Dar este și o explicație. Decât să aștept 2 săptămâni, acum când eu am dreptul de a mă duce la orice instituție, chiar și privată, eu nu aștept aici. Nu aștept să agraveze boala. Și mă întreb, pe lângă faptul că mâine pe mâine ne-o întrezăm fără specialiști, dar nu o să ne trezăm că majoritatea o să fugă cu boala lui în instituțiile din Chișinău sau de la Florești, unde am fost și eu, domn Pălei, și m-au primit măcar că ăstea. Adică noi nu trebuie să căutăm acum chițibușurile astea în programare. Noi trebuie să lucrăm la perspectivă. Sau avem medici pe care îi stimăm, dacă ei merită, sau o să închidem instituțiile, de atâta că nu o să avem nici cetățeni în teritoriu unde se naște câte un copil pe săptămână și nu o să avem nici, o să rămână numai milioanele, cele care le-am dat noi pe utilaj. Trebuie cineva să zic, poate solicitați un răspuns la cineva. Da, eu aș vrea referitor ca complementare la ceea ce a spus domnul Zăpun, să întreb ce faci Consiliul Raional împreună cu Spitalul Raional pentru a atrage aici tine specialiști, pentru că noi nu avem rolul, gastrolog, medic de familie, nu știu ce. Ce propuneți ca să vină? Eu cunosc copii tineri care o să absolvească instituții, da? Care poate să vină aici să facă. Cineva a dorit și noi ne-am primit? Nu. Și nu. Păi eu mi-aș să răspund. Da, vă rog. Și ce să faci pentru că ei vor salarii mari? Nu, ei vor salarii, ei vor să fie să sună. Pentru că atât că este programul de guvernul, că va fi plătit pe parțială, asta, gazda, servicii comunale și așa mai departe, ei nu doresc să vină. Și cumva poate n-au dreptate? Ea, vreau să spun, a fost bălăniș special, când a fost închiderea anului de studii la Cistinițean, da, instituția asta, Institutul de Medicină și Farmacie. Și lui s-a propus, a fost scrisoare din partea lor, a conducerii instituției. Și el s-a dus, a încercat cumva să comunice, să atragă, să propună niște condiții. Nimic nu vine. Doamna Florea, ce scuze o replică? Acum, în România, sunt recunoscute diplomele la specialiștii noștri. E un flux nebun de specialiști din România, peste hotarele țării române, și în locul lor se duc moldovenii. Salariu, da, eu înțeles, asta e și problema oameni buni. Diferența, salariu. Când ai zis că nu-s bani în țară, nu poți, nu poți să fiu de acord că în țară nu-s bani, când-s fără miliarde. Dar de ce guvernul dat voie la așa ceva? Cum? Eu vreau să spun că ca șef de instituție, ca șef de instituție, pe România, la serviciu cadre, Ministerul Sănătății, trebuie necesitățile. Pe site-ul instituției este să plătă posturi vacante, publicate. Anual, pentru că primul specialist, tine specialist care te duce, și o sală mare, și așa, eu își spun, ha, este așa o gândire, cine dai? Cine dai? Cum să vii el? Ce să vii? Fără casă, fără masă, fără șofarul. Să dai 20.000 de și dacă acolo nu este motivat. Și atât ceea ce se întâmplă la vecini, că te poate să ajungă și aici și medici care o leacă pe nevastă, nu mă convină, să plece și ea de România și vreau să-i primească. Că așa e, nu e scris, el e făcut condiții. Dar chiar face administrația locală. Eu răspund că pe câte ori în Raioanele de Sud. La medic familie, mi-a dat un salariu administrației. Găsesc, deci cum spune, găsesc. Primăria, dacă vrea să aibă sat medic familie, mi-a dat și mă stimulează, mi-a dat un salariu. Nu știu cum, prin care mi-a tot, dar găsesc. Eu am fost am luat, când răspund, ieri la un șeric specialist, că ei nu l-au zis doamne etate. Cum nici specialist la Chișinău. Și iar am ridicat, cum nu spune, că de ce nu plătiți medic familie, s-au motivați? Dacă chiar pe state 0,75, nu știu dacă rolul cât e. Dar administrația publică, poate să mă gândiți, când avem drept. Dar nu-i corect, iau dreptul. Și îți spune, nu trebuie să dai zbunarul de atât ziua, câte 1000 de lei. Dă-i la operator medical, la ziua satului, dă-i 20.000 de ajutor material, că dacă vrei să vii tine, nu o să vii cu 4.000 de lei, să vii în sat, să lucrezi cineva. Să vorbești de salarii mari, a specialiștilor, a doctorilor, toți lucrează pe un salariu jumătate. Medicii din spital,
spital ajung și până la 10 gărzi pe noapte, nu doar. Și clar că pe drogul de noapte îți plătesc mai scump, vorbe mai mult și ies niște salarii mari, dar și normal, salariul de bază pentru cele 6-7 ori, nu să aibă un salariu decent. Dar sper că... Așa, mulțumim. Încă păreri, opinii, întrebări. Domnul Paleș, doamna Nina, nu vă gândiți că unde este secția consultativă acum, adică în străin, ca acolo? Vă repet, sunt fiecare unde e asistență socială, slipere, și chiar și coridoare în cele sunt mai mari. Eu am fost acolo de câteva ori, nu mi-am dus acolo, mai ales când e cald, e multă lume, e chiar nu știu cum sunt oficiile medicilor, cred că și acelea sunt mici. Da, vă răspuns. Da, el e gust cu Lidușa, dar iară din ceea ce suntem organizați, citim și cu Lidușa. Dacă se simte la ora 12 la dimine, dar vine la ora 8, stai acolo, nu mai stai, și faci medici, și faci medici, sunt cu și medici și pe pacienții în care suntem. Nu e spațiu. În afară de asta vă spun ca strategii, cum văd eu și cunosc ceea ce se prevede, vedeți, vorbesc despre reforma spitalelor, eu cred că să ajungem că eu așa văd că secția și aia consultativă nu va fi acolo. Dar va fi toată la prim etaj, o secție de pediatrie la prim etaj. Noi sunt să fie formate, așa a spus, o unitate de primire urgentă, unde să fie toți specialiștii, să fie laboratorul, rentgen, ziu, sală de pansamente, de acordarea primului ajutor și adică să fie toți acolo amplasați să lucreze în echipă medici și să aibă toți mandămâni ce este. Că dacă se va și reforma asta, vă spun că să fie reduse niște papă, care, pe părerea mea, nu sunt eficient chiar astăzi. Și nu mă reținem. Da, să facă. Adică se va luta, poate să luăm cel pe etaj, dar primul etaj ce trebuie să fie, unde să fie etaj, vin cu toți specialiștii, cu toți. E o problemă, corect, trebuie să fie. Și chiar cum spuneți dumneavoastră, cu laboratorul acesta performant care deservește numai persoanele care stau în staționar, păi se primește o discriminare între locuitorul orașului Șovdănești față de chiar de pacienții care stau în staționar. La rentgen avem dreptul performant, la laborator tos. Sunt gata să contractez cu ce îți dorești. Avem posibilitatea de a eu știu că laboratorul cel mai performant, pentru că am avut ocazia să mă folosesc. Dacă chiar și nu are contract cu micul ubici, mijloc de familie, iată, eu ca persoană să vin, care să, adică, poate nu le ține nici toate lucrurile, dar măcar așa, în general. Dar în general, discutările de guvern, care a aportat, aprobat catalogul de prețuri la servicii medicale, sunt scris toate servicii medicale și le face confort cu hotărârile de guvern. Nici un bănuț mai scump. Asta noi știm și cunoaștem, adică, hai să zicem, o investigație la la cel rindu-i, cât costă, dacă vă amintiți. De la 90, la nu știu, 30, 20, de medicare, cu pelicul, dacă se eliberează luna, dacă... E clar, gata, eu asta nu știu și la... Adică nu mai sunt, nu sunt mai scumpi, sunt mai decât... Doamne ferește, absolut. Da, poftim. Deci, Slav Anton, și eu, poate nu-i la ordinea de zi, dar vreau să vă întreb așa ceva. Închipuiți-vă, Doamne ferește, că la Dumbrava, la lagăr, au fost masă de atrăvenie. Doamne ferește. Masă, da. Sanatostanția o distrus-o, nu știu. O dus-o la Orhei, analiza o e marți, mașina nu vine până marța viitoare, o duce la Orhei și analizeie și ei o săptămână șestă. De la Orhei, mașina, când vine după altă analiză, aduce rezultatul. Dar copilul e cu diaree, cu vomă, în secția de... Asta e una. Asta e una. Dar eu vă întreb. Și faci, mă ta ești tata medicinii în aluare. Mă ta ești. Și faceți voi
telefon. Dacă în Duxa Pustia, în Dumbrava, e o trădere de masă și acolo copiii sunt 200 și creșteți voi. Trădere de masă poate fi și la o nuntă, și la o jumătrie. Eu nu știu. Eu am înțeles. Da, preferiește la Dumbrava. Da, preferiește la Dumbrava. Eu am luat așa că acolo sunt copiii. Vreau să spun că, prin ordinul meu ca director de instituție, în stări de stări excepționale, sunt echipe de raportare, asistențe medicale, de urgență, în caz de dezastru, de toate chestii. Chiar și am avut în anul trecut și niște școli, adică am inițiat. Nu aia să-i clar. Ai răbdare. Și dacă în cază se întâmplă ceva și eu trebuie să aștept să îngii inițiva orchestrii mie, care zi, eu director de instituție, am luat și pe loc, antrenez și s-au dus și-o făcut. Mie, dacă vreți, în spital, asta e treaba, spitalul. Ce și politica, că vă place, nu vă place, că s-au informat, s-au când nu răspund. Este asta, dar instituții din asta medicală nu de el de spitalul. Eu director altul. Trebuie organizat și să noi avem contract, eu personal am contract cu ei, cu serviciile astea bacteriologice care trebuie. Când au putut, pentru o lună și aveau fost probleme de reorganizare, prin transportul a instituției am pus analize și n-am calculat nimic. Și la urmă mi-a venit factura de plată și am plătit, n-am luat în calcul transportul. Adică, Doamne ferește, cum spuneam, sunt câte este, dar instituția e, așa e făcut, e gata în cazul unui dezastru să reacționeze la situație. Slavon, și eu știu unde am lucrat. Așa și de atâta. Și eu știu ce înseamnă când e o trăvire de iarta. Și sunteți, aveți termostate, aveți evoviete, aveți agaruri, când aveți pentru, Doamne ferește, ce propuneți? Ce propuneți? De ce o distrus? De ce asta e întrebare? Ce se face, domnul director? Domnul director, eu nu-i propun lui nimic. El și așa are mult capul lui. Asta e drept. Dar eu răspuns la întrebare. Dar vreau să... Doamne ferește, de ce avai? Păi bun. Ce-ar face? Deci, dumneavoastră, vă spuneți o frică, da? Domnul director, puteți... un răspuns așa mai... Nu, el nu răspunde, eu nu știu. El are termostatele cele, el are cuvintele, el are dixurile, el are garduri, el are... Nu le are. În rezumat, ce vreți să spuneți? S-a distrus medicina la... Stai clar! Noi v-ați să-i cunoaște. Profesor, eu vreau să susținerea lui doamna Mădiri, dar o propunere ar fi ca spitalul să fie dotat cu... Ce se propune dacă eu am votat? Păi asta e, asta vreau să-mi spun să întrebare această. Dați voi să vă răspund. Doamne ferești, se întâmplă cu așa ceva. Dar dacă se întâmplă ceva, atunci nu e primul minut, e analiza ce e cum. Dar e clar, dacă te-ți vomitează, te-ți întrebi pe acolo, e clar și te-ți ocupi. Catina, e 18 ore. Eu sunt directorul de spital și răspund și greie să dau țară. Și da, eu după sunte și după sunte să-mi bat capul să reacționez, să fii roate. Vor veni și de la Orhiei, vor veni și de la Sfiași, acolo, de caz de urgență în Răjoare. Păi ce se dacă se inițiază stare excepțională da, și atunci și în sat toți. Acolo nu scadă, că e medic sau e primar sau e președinte. O să ai tot cu permisiunea dumneavoastră, vreau să vă sfătui, da? Încă o întrebare. Domnul Palie, noi toți ne-am bucurat de s-a deschis secția asta de șeinul, are un nume, denumire foarte frumoasă, o secție de reabilitare. Și am înțeles că e dotată cu tot necesarul. Dar nu v-ar părea dumneavoastră că la etajul 4, pentru persoanele în etate, pentru persoanele cu dizabilități, e cam dificil? Răspund. Lucrează ascensorul cealaltă pentru pasager, pentru pacient. Dar, la întrebare, mă gândesc la perete, lucrează cealaltă. Și tot ziua se joacă, pe ziua mi-e și ascensor.
Și copiii se vină să se joacă și să se joacă. El funcționează și chip să-i dau drum și ești pentru un vizitator, pentru pacienți. Și când mai este o, o problemă pentru persoanele cu dizabilități, obicei, accesul persoanelor cu dizabilități, obicei... Iată, nu se văd lucruri, dacă se vă spun. La ședința Consiliului Regional de Data Trecută, la inițiativa mea, am ieșit că secția de electronice și să ne ajute să facem reparații la brei, cu care să putem cărcioare să cum să îi mergem. Ne-am alocat 500 de mii de lei, am un divizit de cheltuieli de 600 și ceva de mii, dintre care 500 de mii sunt alocate. Am trecut prima licitație, niște documente bază 4 agenții economici, la licitație nu s-au prezentat în sumă, dar alta e, a avut loc a doilea licitație, s-a prezentat un singur agent economic și legea permite de a încheia contract cu dânsul și deja lăsa azi în scris scrisoarea și a invit la semnarea contractului ca câștigător și cred că se termină viitoare, va fi la etajul 4, secție de îngrijiri cronice, va fi reparat obicei de pentru pacienți, la bază mică, pentru angajați, cabine de duș pentru cei care se depasează, care nu. Va fi reparată toată fizioterapia, cabinele cele, sistemul energetic, proșetul de afară pus în cablu și așa și față de și multe alte. Adică să cerți reparații în etajul 4, să facem cât de cât. Noi deja nu am deschis-o de aici, nu facem și condiții. Bine, mulțumim. Deci, stimați participanți, noi am depășit cu 15 minute timpul rezervat. Deci, cu permisiunea dumneavoastră, o să încercăm să încheiem această dezbatere. Au fost expuse inițial de reprezentantul organizației Viitorul 4 propuneri. Sau partea opusă a comentat toate aceste propuneri. De aceea, acum la încheiere, eu o să rog și pe reprezentantul ONG-ului și pe reprezentantul administrației să facă un mic rezumat a celor discutate de azi, unde să axeze pe acea perspectivă a întrebărilor abordate în rezolvarea spre îmbunătățirea calității serviciilor medicale. Poftim, doamna Lilia, scurt și după care doamna Nina. Poftim. Eu sunt mulțumită de opiniile doamnei vicepreședinte, al domnului Palin. Sper că propunerile noastre vor fi luate în calcul și vor fi totuși schimbări spre bine pentru locuitorii orașului Șoltănești. Mulțumim, doamna Lina. Primul rând, trebuie să mulțumesc că ați uitat la aceste discuții. Pare rău că n-ați totuși uleacă mai înainte și trebuie să spuneți chestiile acestea că aveți azi așa o ședință. Eu ieri seara am aflat că eu trebuie să fac asta, participare la această minune. Și în al doilea moment aș fost mai bine dacă ați colucrați cu noi și noi aș putut să ajutăm ca să vină și de la Centrul de Sănătate și de niște reprezentanți. Și atunci, poate și discuția asta aș fost încă mai efectivă. Despre propunerile dumneavoastră care ați spus azi, eu socot că nu se pune la discuție, că programare este și va fi, dar noi o să lucrăm împreună cu conducerea spitalului și Centrul de Sănătate, ca să perfecționăm totuși mecanismul acesta de programare. Și nu în ultimul rând, a să lucrăm anume asupra medicii, vreme cu medicii de familie și cu medicii de specialitate și cu pacienții, să încercăm să lucrăm și prin
administrații publice locale, ca să totuși cât mai mulți persoane, dar nu, nu vorbim azi numai de orașul Șurdănești, așa că eu înțeleg, da? De tot raionul, da? Noi aș vrut totuși să educăm pacientul ca să fie el o leacă mai, mai liber, să nu se teme de medicii, să exprimă și dorește el, să conlucreze și să comunice cu medicul. Dar medicul e o pur și simplu refer, dar medicul de familie, comportarea. Iată, doamna, am spus că anume comportarea, comportarea nu place la mulți, cum... Eu nu știu, sunt cazuri, e clar că sunt, dacă sunt exemple, și mi pare rău de chestii acestea, că sunt medici, au studii superioare, au experiență, cunosc lucrul, dar nu știu de ce, dar asucrăm. Noi am avut ședințe de fiecare lună cu medici de familie, de la toate centrele și cu medici din spitalul raional și permanent vorbim de chestii acestea. Să ne picăm că nu, nu până la capăt, nu, 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 nu. Bine, mulțumim. Domnule, îți doresc vreau să vă rugăm. Da, eu, în primul rând, mult am retrăit, pentru că așa. N-am știut formatul. Da, da, tot, fix așa. Dar sunt, mă duc și aici, cu dispoziție bună. Sunt privitor, gata să răspuns la toate întrebările și mai așa și așa, să încerc să reacționez la toate. Și vă mulțumesc pentru dați. Eu cred că aș da o idee ca să vă fie ultima sădință pe tema aceasta, ce să se scapă forma, să facem într-o centru de sănătate undeva, să ducem protejim un teritoriu, facem o idee prealabil niște sondaje, niște dorințe, niște chestii din și să discutăm foarte bine, nu trebuie să ne studiem, noi suntem gata să discutăm. Deci de comportament, de etică, de ontologie, de învățat și despre conlucrare, despre... Mulți să jădă spun, dacă îți spun, îți spui de rocare, doctor. Nu vreau să-ți spui. Eu, pe așa, eu vorbesc la general, la volantă. Nu condiționați pacienții, purtați așa, așa, așa. Când vine ceva, nu vreau să se vorbească despre chestia asta deschis. Copilul deschis, probabil. Deci, dacă ar fi medicul respectiv, dacă el este vinovat și ar fi format de deschis și eu nu mai merg la medicul din stat, dar merg la alt medic, eu atunci vin dumneavoastră și vă spun că medicul care s-a comportat așa și luați, vă rog, măsuri. Dar eu iarăși trebuie să merg la medicul ăsta. Ce la medicul ăsta? Nu, nu te primești. Așa că e primit, poate că nu spun că e apătăț. Dar știți, sunt, când spune de situația asta, nu se referă la toți. Eu, în mână, la inimă, știu că am medici foarte profesionaliști, nu îmi place că-i sport, sunt și de ideață, sunt tot locul meu. Dar lipsa lor, dată în emșine, să nu știu să spun, când se începe să îmbolnăvești, medici toți să îmbolnăvesc. Îți duc în concediu și nu am și nimlocuit. Când am persoane bine și am spus, știți, de Lida Nicolaevna Condre, care a depășit, dar noi sunt multe partiții în sală de ani. Trebuie de detrit, nu depinde, trebuie la sensul de internare, la sensul de internare, trebuie la comisarea publicitară, de Lida Nicolaevna. Probleme foarte mult. Înțelegeți? Nu ești. Să unești, nu ești să... Medicul universal. Da. Vedeți care e situația. Dar mi-am venit de fapt probleme. Foarte mult. Da. Și legat cu... Consiliul Raional, cu profesor și banii de care sunt alocate și etajul 4 va fi cu mult mai frumos și secție de boli contagioase tot va fi reparată. Da, spune statul că a schimbat de boli pe domnul Cetar, pe domnul Cetar, a schimbat de boli. Se face. I-a dat 100 de mii consilii. Să mi-a să fac două etaje, protejați-vă. Noi, probleme de medicină, la Consiliul de Cap Comun, unde era și reprezentatul. Și noi odată în lună, a treia joi, întâlneam toți conducătorii instituțiilor medicale din teritoriu și discutam. Președintea Consiliului Medical Comun era domnul Rosu,
la bine, plus că așa pentru inițiativa Ministerului Sănătății, adică toți directorii de centri de sănătate publică erau președința Consiliului Medical. Reforme, ei sunt închidați, și noi experiență de rău avem... Era cu broască și o știu. Da, avem, avem și avem, cred că din de avea și nu știu cum să ne gândim, să așteptăm Ministerul sau noi să hotărâm, dar noi vedeți Lucrătorii Institutului Medical, ei nu știu, medicii se întrunim, toți împreună. Asta faceți un lucru comun, faceți... Cu pacienți, da, mulțumim de opinii și ca să punem punct dezbaterii de astăzi, o să ofer și reprezentantului organizației Health Age, doamna Dina Ciupătaru. Bună ziua! Eu intenționat m-am vrut să mă implic în discuții pentru că e bine să ascultăm la nivel local, cunoașteți mai bine problemele, deși noi la fel le cunoaștem. De ce a fost necesar să facem această activitate? Pentru că este una din metodele de a discuta și a găsi soluții la anumite probleme. De aceea domnul Victor spunea că are frică că noi facem o activitate cu dragul unui raport. Raportul oricum o să facem, noi am încotro, le facem, dar intenția este cu adevărat să încercăm să facem și ceva la nivel local, pentru că doamna Lilia Melnicencu este și una din membrile platformei pentru îmbătrânire activă, care are 24 de organizații, și noi în această platformă mai mult facem activități la nivel național. De aceea, făcând evaluarea anul precedent, unul din comentarii a fost de ce activitățile platformei nu merg la nivel local. Și iată, anul acesta s-a extins în trei localități, unde vom vedea dacă avem succese și putem ajuta organizațiile la rândul lor să contribuie pentru populație din localități. Am selectat un sat, este Răscopeni, la fel din regiunea dumneavoastră, un oraș, este orașul Șodănești, și este raionul Basarabeastră. Deci, în dependență de succesele care le vom avea anul acesta, vom decide dacă pe următorii ani mergem să lucrăm la nivel local sau nu, sau ne menținem activitatea la nivel național. De aceea suntem foarte interesați să nu rămână la nivel de raport și să încercăm cât aveți acest grup de voluntari activ. În orice idee n-ar fi și a lor trăsnită și a noastră, poate pe lucruri, să facem astfel ca să avem iată activități ca astăzi, unde ați fost destul de, să găsesc un cuvânt, și modești, dar și eficienți în discuție. Deci, chiar dacă e dezbatere și am avut oponenți, nu a fost acel box inițial planificat. Și asta este important, pentru că dacă populația o să discute pe de-o parte că nu se mulțumesc de medici, iar pe de altă parte și autoritățile și persoanele care lucrez în instituții medicale nu vor cunoaște despre opinia reală, poate o să meargă fiecare cu discuțiile separat, fără a încerca să găsească soluții. De ce noi am ales dezbatere publică? Este pentru că în alte localități, inclusiv și la Dunești și Dunești, am mai avut asemenea activități pe alte teme și le-au dat mai mult sau mai puțin anumite rezultate pozitive sau cel puțin un progres. De aceea noi am ales acest model de activitate, însă avem flexibilitate dacă decide și organizația locală să mergem pe alte cale care ne-ar ajuta. Și suntem în continuare deschiși să susținem ONG-ul ca să soluționeze mai departe aceste patru propuneri, pe cât este de posibil și pe cât și autoritățile sunt în măsură și au putere să susțină aceste activități. Și desigur mulțumim tuturor, pentru că eu înțeleg că cineva a renunțat probabil la o zi de, la o jumătate de zi de muncă ca să vină la această activitate. Eu sunt deschis pentru alte propuneri sau întrebări. Noi am înțeles comentarii că pe viitor este nevoie să informăm mult mai larg, nu doar despre activitate, dar și despre conținutul activității, care, ca să cunoașteți ce va fi pe viitor. Dar noi am avut alte activități în Șoganești, adunare comunitară în mai. După asta, recent, a fost și pregătire pentru dezbatere, unde a fost posibil să mai veniți, dar este greu să veniți la toate activitățile ONG-ului. De aceea, probabil și este și faptul că sunteți în urmă și în alte activități.
Deci eu mulțumesc și domnului Nonu pentru moderare și pentru că a reușit cât de cât să distribuim timpul, deși în întârziere. Și sper că se vor rezolva problemele și vârstnicii, dar și alți locuitori vor fi mai mulțumiți și mai sănătoși în oraș. Mulțumim tuturor. La rândul meu vreau să spun că toate ideile care au fost aici anunțate sunt în procesul verbal. Acest proces verbal va fi un document de lucru al ONG-ului și sper la toată deschiderea administrației publice locale, atunci când ONG-ul va veni cu propunerea de a evalua progresul acestor propuneri, să fiți tot așa și deschiși cum ați fost și alții. Prin aceasta vă mulțumesc tuturor pentru activism, pentru deschidere și ideile expuse. Vă doresc o zi bună mai departe. Întrebare mea, mi-a dat întrebare. Eu m-am așteptat o întrebare întârziată, desigur. Am așteptat să ating vorba și întrebarea la chem, dacă am văzut că nimeni nu o mai știa. Nu ridic asta întrebare. Bolnavii cu diabet zaharat la insulină. Insulina e mai gratuită? Sirenicile sunt zășite. 5 lei pastă sirene. De două ori pe zi trebuie insulina aceea din produs. Pensia e 1000 de lei. Ce îți fac? Să mă iertă de insulină, ori... Măcar o șpit și săptămână, cu o sirene și săptămână, măcar să ne dai gratuită. Măcar o sirene. Muftim, ce? Da, doamna Dina, vă rog. Dacă îmi dați voi. Fiindcă lucrăm și la nivel național, noi am făcut analiză pe programul unic și avem un document care are recomandări, unde este și specificat tot în consultările cu dumneavoastră, am atins acest subiect cu seringele. Știm care este necesitatea, adică știm de câte seringi cam are nevoie persoană în mediu pe lună. Știm care este costul lor. Am expediat solicitare pentru a vedea care sunt posibilitățile de a include seringele. Și cel puțin vă spun că această problemă este descrisă. Chiar în programele care le are Ministerul Sănătății sunt descrise. Însă costurile sunt foarte mari pentru programul unic. Da? Deci un cost per an, deci ar fi necesar să fie acumulate deci fonduri pentru sau mărite taxe. Deci costul este într-adevăr foarte mare pentru program. Mm. Această recomandare este menționată și de către Minister ca o problemă și va fi în continuare soluționată. Ea nu depinde de nivelul nici a primăriei orașului și nici a Consiliului Raional, doar dacă, nu știu, sub formă de niște ajutoare ajutor, dacă, de exemplu, pentru dumneavoastră personal, ar fi cazul ca să apelați după ajutor, se numește acum suportul monetar, și el depinde deja de asistența socială, da? Adică doar pentru cazul dumneavoastră. Asta este soluția pe termen scurt. Da, eu știu, de ce vă zic, este problema nu a orașului dumneavoastră și nu a Raimondului, problema pe țară. Și va dura ceva timp pentru a vedea dacă este posibil de inclus seringele în programul unic, ca să fie gratuite. Deci, la moment nu este posibil. Dar pentru dumneavoastră, dacă aveți, considerați că aveți venituri mici, puteți aplica pentru suport monetar la asistentul social. Ca să vă dea un... S-a format acest serviciu monetar, da. Și el nu este încă în activitate. Da. Ca o soluție pe termen scurt, fiindcă fondul de susținere a populației. Și dumneavoastră, aici, da. Să vă opresc de aici, cu părere de rău, fondul de susținere a populației de la 3 ianuarie nu mai este. Eu am oprit-o, tamam cum am zis, de fondul de susținere. De asta de la 3 ianuarie 2018, fondul de susținere a populației nu mai este. Și cu părere de rău, nu mai citim, Este, noi organizăm în orașul, instituim serviciu monetar, să numește, pentru susținerea persoanelor în situațiile social vulnerabile. Eu am o întrebare către toți. Din câte eu țin minte, am încheiat Eu despre diabet, despre asta, problemă serioasă,
acest cuneveț confruntă întrebarea nu numai a serismului. Dacă cândva era înainte, nu chiar și insulină, nu era, acum este insulină gratuit, dar glucometrele și testele care sunt costisitoare. Eu vă spun că printr-o caritate, chiar cu o lună în urmă, eu donat 100 de glucometre care se află la doamna Vida Ciurcan și le livrează gratuit glucometre, dar testele sunt scumpe, într-adevăr. Și problema iar deci vorbesc nu numai în medicamente, dar problema mai am și legat cu hrana, cu ceva cu alimentație, cândva să noi trebuie să fie, eu știu, în magazin, în chiar ceva cu producte, ceva pentru... Așa, bine, mulțumim. Deci eu pentru mine mai fac o concluzie că, într-un fel, noi nu mai am inițiat tema de discuții, văd că sunt multe și probabil organizația viitorul, în următoarea ședință, o să-și stabilească o agendă destul de încărcată cu temele, inclusiv cele medicale care urmează să fie discutate la nivel local, deoarece, din câte eu văd, este o atmosferă prietenoasă și asta este un bun început spre depășirea problemelor, ceea ce vă urez la nivel local, în limita competențelor pe care de deținți. Vă doresc o zi bună, da?